Mai rău nu poate fi. Da. Marcel, hai să te întreb ceva. E foarte interesant. Tu ai condus Steaua aproape 3 ani? Doi și un pic. Da. Tu ai prins, pentru că un subiect interesant, vreau să ne povestești lucruri pe care nu le știm. Tu ești practic inițiatorul privatizării, nu? Da. Acestui club, nu? Da. Da? Deci din cauza ta s-a ajuns la telenovela de exact, azi. Sau datorită mie. Sau datorită ție, da? Datorită mie are Gigi echipa, datorită mie între ghilele. Da, da. Și din cauza mea s-a ajuns da. Te rog, povestește-ne ce s-a întâmplat atunci. Erai președintele clubului, erai președintele secției de fotbal și vicepreședintele clubului Steaua. Da, clubul era la MAPN. Da. Președinte așa era domnul Gațu, nu? Nu, era domnul Oțelea. Domnul Oțelea, da? Așa, ministru era domnul Babiuc. Da. Bun. De ce a ajuns echipa la Viorel Păunescu? Ce s-a întâmplat? Păi nu. În primul rând vreau să spun că era stringent necesar să se privatizeze secția de fotbal. Pentru că secția de fotbal, îți dau două cifre. Tot clubul la vremea în ce an era asta? 97 am luat decizia asta, până în 98 trebuia să fie finalizată privatizarea. În 97, da. 97. Da. Tu fiind inițiatorul, tu te-ai ocupat. Și planul, și proiectul, și tot. Tu adică de hârtii tu te-ai ocupat. Eu m-am ocupat că nu vrea nimeni din club să fie privatizată secția de fotbal. Uh-huh. Pentru că cluburile, celelalte 25 de secții sportive din club, se adăpau. De la minister. De la minister nu ajungea bugetul nici pe o treime. De la fotbal? De la fotbal. Au intrat banii pe Adrian Ilie, de exemplu. Da, cât? 2.800.000 de dolari sau pe Didi Prodan Fiertat sau pe Doboș sau pe cine mai așa era atunci, Filipescu și așa mai departe. Da? Și 3 luni am avut bani de salarii. Și întrebând în club la contabilitate, noi ce faceți cu bani? Că avem cheltuieli colo, că Laura Badea trebuie să meargă colo, că voleu nu știu pe unde, cu tare. Este că nu înțeleg, banii erau la grămadă? Da, bineînțeles. A, banii erau 97 la grămadă? Sigur că da. A, toate veniturile? Și astea sunt la fel. Și astea sunt la fel? Păi de aici este o singură unitate militară, pot fi. A, și toate veniturile erau 97 la grămadă? Adică banii, 2,8 milioane de dolari pe Adrian Ilie, intrau la grămadă și mânca și scrima și polo și atletismul? Exact. Dacă n-am avut 3 luni bani de salarii? Cu banii lui... Și vreau salariile de azi. Atenție. Da. Cu banii de lui Ilie și așa? Da. Bun, ai zis că încep cu două cifre. Era 20 de miliarde necesarul, era 40 de miliarde necesarul întregului club de funcționare, mai puțin secția de fotbal, ministerul era 20 de miliarde. Deci de 20 de miliarde bani de atunci lipseau. De unde să-i pună la loc cei din club? Decât din Adrian Ilie și din Filipescu. Nu? Odată. Doi, birocrația la un club militar. Trei, desuet. Numai deja în 97 nu mai era club departamental în fotbalul profesionist european, nu mai exista. Și Honvéd s-a privatizat și eram niște învechiți. Și... Nu? Nu mai exista Dinamo Berlin, nu mai exista Dinamo. Noi cu rușii. Uh-huh. Atâta. Așa. În rest numai și Besteaua Roșie Belgrad s-a privatizat. Deci nu mai poți să mergi cum să primești sponsorizări, de exemplu, unitate militară. Ok. Cum în cel încadrezi contabil, dacă vrei, pe Miculescu, poftim, 1.700.000, cum a ajuns, cum a ajuns clubul la Viorel Păunescu? De ce Viorel Păunescu? Păi pentru că m-au îndepărtat, aveam un plan, m-au îndepărtat, a plecat Babiuc de la guvernare, a revenit un Radu Ionescu de la PNC, da, care era fan Gațu, marele fan Gațu, da? Da. Și domnule, privatizați. Dar ei nu vroiau, cei din club nu vreau privatizarea. Și-au privatizat-o nu în sensul în care am spus eu, am întrebat Martor și Badea și Con și Adrian Sârbu. Am fost și am vorbit cu fiecare dintre ei atunci. Mi-am luat măsuri, am făcut plan, am făcut buget, am făcut tot. Nu pot să cred. Badea putea să fie Badea putea să fie. La vremea respectivă. Scuză-mă. Badea pot să Nicolae Badea și nu, eu te întreb. Cu el, am vorbit și cu el. Nicolae Badea cu Adrian Sârbu, fostul mogul Pro TV și cu Vova Con. Ei Vova Con a fost și la ședință. Puteau să fie proprietarii Stelei? Puteau să fie proprietari sau sponsorii Stelei? Da, dar să zicem proprietari, dar puteau proprietari și proprietari, nu? Chiar și nu era, la asociații non-profit nu există proprietar. Uh-huh. Nu există. Era asociația sportivă, Fotbal Club Steaua, uh-huh, asociația de locatari. Da. Deci cei mai mari dinamoviști puteau să susțină. Adică ei ar fi putut să nu mai ajungă la Dinamo. Puteau, da. Nu? Da. Și să ajungă la Steaua, practic. Da, se putea. Bun, așa. Era Steaua, era și atunci cea mai atractivă echipă. Bun, în România. Deci. Plus că am avut 10 milioane de pounds ofertă din Anglia pentru 50% din eventualele acțiuni dacă faceți societate comercială.
Au fost, adică vreo 15 milioane de euro. 10 milioane de pounds, da? De la, da, de la cine? De euro. O bogătaj din Anglia? O firmă, da. O firmă care, din care dădea pentru 50% din acțiuni, dar era steaua solvabilă. Da, să intre, solvabilă. Să intre cu cine? Cum e APN-ul 50-50? Nu, cu, da, cu privat. A, cu privat. Privat. Aha. Deci ați avut ofertă de 10 da, milioane. Da, bun, de pounds. Bun, de pounds. Cum a ajuns clubul la Viorel Păunescu? Ei, în momentul în care a revenit Babiuc, s-au făcut actele în 2-3 săptămâni. Tu fusese exclus? Exclus. Da. S-au făcut actele. Tu n-ai fost de acord? Pușcaș afară că vrea să ne privatizăm. Revine Babiuc la minister, care i-a ordonat lui Gațu și mie, și să intre Gațu, să spună că nu e așa, așa, să privatizăm secția de fotbal până în decembrie. Cu orice preț. Cu orice preț. Și să reducă... Până în decembrie ce an? 97. Până în decembrie 97. Da. Și să se reducă efectivele clubului cu 15%, ca și cerea NATO, că trebuia să intrăm în NATO, și reducerea efectivelor armatei române pe fiecare unitate în parte sau cum o fi considerat. Era 15%. 15%. Bun. E, nu s-a întâmplat. A revenit Babiuc la putere până s-a așezat pe scaunul de ministru, 2-3 săptămâni formalități, parlament și așa mai de jurăminte și așa mai departe. Au făcut repede Asociația Sportivă FC Steaua București, de frica revenirii lui Babiuc. De asta a fost, de frică făcut așa. Și-au adunat 100 de foste glori, inclusiv Horia Moculescu, care nu știu ce căuta acolo, ca suporter, și-a putea face cu toți suporterii. Au fost și alți mari suporteri, numai Horia Moculescu. Da? 100 de glori care practic nu te ajutau cu nimic decât ca nume. Nu aduceau bani, nu dezvoltau marketingul clubului, nu te ajutau. PR, imagine. Puteai să faci un departament cu oamenii ăștia pe care îi respect și am respectat, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, și îi sprijineai cu bilete, cu invitații. Deci de frica lui Babiu, exact, care venise Babiu. Așa a fost. Adică cine? Dudu cu Gațu. Gațu cu Dudu, da, da, cu da, ministrul, da, da, care urma așa, să predea, exact, portofoliu, exact, înapoi lui Babiuc. Ca dovadă că l-a și dat Babiuc afară pe Gațu, că nu ai respectat ordinul anterior. Aha, cum a venit Babiuc, l-a și dat afară pe Gațu. Afară, în momentul ăla... Babiuc vă spusese clar când erai tu șef acolo, până în decembrie 97, privatizați fotbalul, că nu mai putem Marcele să... Marcele, te ocupi de privatizarea secției de fotbal, domnule Gațu, ocupați de 15%, reducerea 15% efectivele. Da, pentru că nu mai putea să țină... Direct ordin, nu mai putea, nu mai putea să țină ministerul, nu? Păi nu. Și da, nici nu se mai... 26 că ai zis că 40 de miliarde trebuie, iar ministerul dădea 20. Da, restul... așa era. Așa a fost. Da. Bun, ce s-a întâmplat mai departe? Ei, făcând lista asta de membri, 100 de membri, l-a pus Gațu pe Viorel Păunescu. Sunt și prieteni buni. Okay. Așa. Viorel Păunescu. Ok. După care a început Păunescu cu Lido, cu Inter, ce luase Interul Continentalul, sau știu eu. Păunescu e un fan Steaua. Da. Dar asta nu e suficient. Dacă trebuie bani. Da. Poți să și scoți bani, poți să și bagi, putea liniștit Păunescu să continuă activitatea cum o face Gigi Becali din 2003. Fără probleme. Dar echipa din anul respectiv a mers tot mai la vale, locul 3, locul 4, a ieșit din sferturile cupei, bătea Pitești, a bătut Panathinaikos 5-0, 6-0, nu știu, Dinamo Kiev 4-0. Și tot mai jos, deși am lăsat acolo o echipă total întinerită. Total, deci vreo 8 inși în echipa națională de tineri. Ciocoiu, Roșu, l-am adus pe Regencamp, Lincar, Cătălin Munteanu, Denis Șerban, Dănciulescu. Uh-huh. Adică erau jucătorii tineri care trebuia să crească. Nu să fie anul ăsta câștigător de campionat de cupă și la anul pe locul 4, că sunt aceiași. Uh-huh. Trebuie să fii mai bun. Deci Viorel Păunescu a fost, din păcate, omul nepotrivit. Cred că da. Nu? Asta, cred, a fost, asta a fost mare ghinion al Stelei. Cred că da. Și în momentul ăla... Și era chitros că bani avea. Nu vreau să mai comentez. De ce? Că a fost, s-au dus, s-au trecut 20 de ani. Nu știu dacă Păunescu a dat un sfanț. Nu cred. Niciun leu? Nu, pentru că mai răspunsese sponsor dialogul încă un an, parcă, da. Mai rămăsese 700.000 de dolari pe care i-am adus eu. Deci sponsor atunci dialogul era de 700.000 de dolari, bani din 97. Care tu l-ai adus? Da. Păi stai, scuză-mă, dar nu înțeleg. Păi și atunci, cum a ajuns echipa la Viorel Păunescu dacă n-ai niciun ban? Păi l-a numit și președintele Consiliului de Administrație la noua Asociație Sportivă FC Steaua, cu 100 de mii. A, deci n-a dat niciun ban Viorel Păunescu. Din acte. A fost din acte. Deci el n-a cumpărat echipa de la cineva. Nu, a cumpărat de la Din acte. Și a fost numit președintele Consiliului de Administrație. Da, în speranța că o să dea niște bani. Da. Și n-a dat niciun ban. Echipa la ora respectivă, la anii respectivi, putea să se întrețină fără probleme. Era vorba de un buget de vreo 3 milioane de dolari pentru primele 2-3 locuri. Era Rapidul venea tare din urmă cu Lucescu, cu Copos, mai era FC Național cu Gino și cu Armeanu, cu Halagian și așa mai departe.
Am astea trei erau, plus Craiova, care mi se pare că atunci era, nu mai era la frații Păunescu, era la Ilinca, parcă. Așa. Așa, și astea patru contam în mare, în campionat. Ori 3 milioane de dolari puteai să-i faci din două transferuri anual. Că urma să se vândă Roșu, urma să se vândă Ciocoiu și aveam bugetul pentru anul. Păi, nu trebuia niciun leu de la Păunescu. Păi asta zic. Și întrebarea mea, unde-s banii? Că s-au vândut după aia jucători. Unde-s banii? Că ajungeau 3 milioane să câștigi campionul și al treilea, al patrulea, al șaptelea. Păi bun, și banii ăștia unde au dispărut? Dacă Viorel n-a pus bani. Nu știu. Deci clubul a produs. Cât a stat Viorel Păunescu, președintele Consiliului? Până să vină Gigi Becali. Din 98 până în 2002. Deci el n-a dat niciun ban Viorel Păunescu. A fost pus ca președinte de către domnul Gațu prin prisma prieteniei. Exact. Dar și conducea fără să scoată un leu din buzunar. Da. Un euro. Da. Așa. Cred că așa. Sau... Altfel nu se justifică de ce avea datorii personale legate de echipă la Gigi Becali. Așa a declarat Gigi, nu? Da. Că datora Viorel bani și n-a avut să-mi dea bani, nu, 4-5 milioane de dolari. Sau că Dumnezeu se făcuse atunci. Mm-hmm. Nu am înțeles că spre 8 milioane se ajunsese. Nu știu, habar n-am. Da. Deci tot e cerea lui Gigi. Dăm 500 de mii, dăm 300 de mii. Bun, și întrebare, de ce n-a pus bani Viorel Păunescu? Nu înțeleg. Întreabă-l, sună-l și întreabă-l. Te e viu, trăiește. Deci a fost marele ghinion al Stelei. Ca așa sună. Și așa a ajuns echipa la Gigi Becali. Și bine s-a întâmplat că a ajuns acolo. Pentru că altfel nu cred că o mai putea scoate cineva. Pentru că și imaginea se deteriorase, venise rapidul. Modern, așa, Dinamo. Da. Deci înainte de Gigi Becali, când erai tu, a existat o șansă a destinului că echipa, scuză-mă, să aibă coproprietari din Anglia, nu? Da. Adică să fie pe mâna unor englezi puternici, cu bani mulți, nu? Și să fie asociație sportivă și cu participarea ligii suporterilor, eventual. Găsisem soluții. În așa fel încât și sponsori. Păi dacă am găsit sponsor până să fie privat. FCSB-ul este adevăratul continuator? Da. I se face nedreptate lui Gigi Becali? Da. Uriașă? Asta e părerea mea. Da. Pentru că au participat deci și la prima privatizare a fost de acord ministrul, practic chiar el a spus privatizați Babiuc, cum era atunci, după care în 2002 sau 2003, greșeala lui Gigi Becali cred că a fost aceea că a ignorat partea juridică. În 2003. El trebuia să se asigure când a preluat din nou, s-a transformat din Asociația Sportivă FC Steaua în societate comercială. Deci altă persoană juridică. Ei, atunci el trebuia să preia și palmaresul și marca și titlurile și nu știu ce. El ignorând, ții minte că acum e mult mai matur și mult mai altfel discuții. Dar atunci ignora lucrurile astea. Și au rămas alea la club, la Steaua. La CSA Steaua. Ei, acum Talpan, văzând lucrurile astea, că stai mai puțin, ăsta e la noi, ăsta e la noi, ăsta e la noi. A găsit o breșă. Dă-mi atâția bani. A găsit o breșă. Ăla nu vrea să-i dea atâția bani, Gigi. Dar încă o dată are dreptate Gigi Becali, echipa lui? Da, bineînțeles. Clar, nu? Păi altfel cum ar fi continuat atunci de vină Federația Română de Fotbal, că a lăsat-o să participe în Liga 1? Steaua în 2003 a participat în Cupa Europene. Deci e dreptate de partea lui Gigi, după